Bine v-am găsit la dialogurile Caite Silvane online, astăzi cu Anca Ioana Iacob Gaidoș, care i-a meditat de curând o carte de poezie, O bluză din tercot, apărută la editura Caite Silvane a Centrului de Cultură și Artă a Județului Sălaj. O parte din această carte am publicat și în revista Caite Silvane, pe care cred că o știți deja. Așadar, un dialog despre poezie. Ea e venită mai recent, să spun așa, în lumea literară sălăjană, dar m-am bucurat de această carte. Și hai să începem de undeva. De ce scrii? De când scrii? Bine, v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Sunt onorată să mă aflu într-un cadru literar. Scriu de adevărat, dar cred că scriu din studenție. Poezia mea este o poezie de stare și am aprofundat cumva trăirea iubirii într-un fel sau a tristeții alte ori. Dar O bluză din tercot este a doua mea dragoste, cum îmi place să-i zic, fiind a doua mea carte publicată. Această carte o dedic fiicei mele, Oana, ca un botez, dacă vreți, al sincerității. O să vă spun că din toamnă mă curtează cumva, pețindu-mă destoinic, o neputință care, deși grosomodo pare ceva trist, a adus această bucurie, adunând în ciopor o bluză din tercot, atâtea poezii. În prima carte, Margini de zbor, am făcut cumva un pronostic al celei de-a doua apariții, acestei bluze din tercot. Și spuneam că poezia, în general, poezia pentru mine este o trăire, este o deschidere spre emoție și în același timp este o fugă a mea dintr-un mediu care nu este neapărat prielnic de fiecare dată. Îmi place să scriu, e absolut onorant să văd că alți oameni citesc ceea ce eu scriu. Este o mare, mare bucurie și pentru asta vă mulțumesc că m-ați ajutat. Din toamnă am ajuns și la ședințele Cenaclului de Cultură, ceea ce iarăși este absolut minunat pentru mine, pentru dezvoltarea mea literară în principal. Astfel că luna trecută am avut plăcerea să citesc și eu la ședința de Cenaclu câteva din poeziile mele și ai primit și acolo câteva observații. Da, da, într-adevăr. Și cred că e un lucru bun dacă vei ține cont de ele, firește. Sau poți să nu ții cont de ele. Ești la începutul unui drum literar. Ești la a doua carte. Și cred că dacă te vei menține pe această linie a sincerității lirice, dacă există așa ceva, sinceritate lirică, eu cred că vom mai avea surprize din partea ta. Asta sper și eu. Da, vis-a-vis de această sinceritate, chiar dacă scrierile sunt la un mod oniric până la urmă, dar ele pornesc de undeva, trăirea vine dintr-o temirce, poate un film, o melodie, un zâmbet sau orice alt mic gest care poate duce spre inspirația mea de o clipă sau de o poezie, lăsând această urmă ca un fum. Nu știu, poate ar trebui să vă citesc o poezie. Da, mulțumesc. Aș citi poezia O bluză din tercot, pentru că ea dă titlul acestei cărți.
Mă admirai fumând o țigaretă. Îmi numărai hoțește nasturii la bluza din tărcot, fără manșetă și fermoar îndrept cu umerii, interesat la cât îmi pleacă trenul, convins că n-am curaj să te refuz, te-ai așezat și, ridicând jobenul, mizai pe aerul tău de franțuz. Să știți că mai aveți de stat o oră, de asta îmi permit să deranjez, cu abordare aparent minoră, am vrut salutul meu să vă adresez. Aș vrea să vă propun o escapadă în ora asta de vă plictisiți. E o cafenea când dăm colțul la stradă. Plăcerea mea ar fi să mă însoțiți. Galanteria ta părea firească, privirea însă nu vorbea firesc și vorbele începeau să se lungească într-un context cumva cavaleresc. Acceptă brațelor strânsoare caldă, mergând cu pași înceți spre cafenea. Trăirea deseori poate să ardă, ori poate mângâia ca o lalea. Tendem să-mi spui tot ce ai pe suflet. În ora întârzierilor de tren, până când șuieratul fără umblet va prevesti plecări ca un refren. Vreau să subliniez că dedic această carte fiicei mele, Oana, pentru că ea este raza mea de lumină și zâmbetul ei mă face să înving orice mi s-ar întâmpla. Cred că te exprimi mai bine prin poezie, așa că te invit să ne citești. Da, să ne mai citești un poem, te rog. Să mă mai citesc un poem. Mulțumesc. Aș citi poezia Jalbe. Scurtă primăvară, merele-ți necoapte și-au vândut din verde unor mercenari, între două ofuri, sufocate în șoapte, risipind culoarea strânsă în ghețari. La periferia gândului fierbinte, ochii-mi să te vadă de-ai fi îngăduit, mintea-mi dezgolește trupuți de veșminte. Dorul mă încearcă în drumul chinuit. Vezi, lungimea verii ne-a rămas mai scurtă, croitori destoinici n-o pot ajusta, aripile nopții au cărarea ruptă, zborul înspre ziua l-aș apropia. Se tot împletește negura în perdele, plopii afișează nerăbdări târzii, spasmele tăcerii jură pe inele, recitând pe coapse alte poezii. Vântul își înneacă țipetele albe, nori se scămoșează de atâtea vini, linia dreptății, circumcinsă în jalbe, ne întinde mâna, am rămas străin. De ce scrii? O întrebare clasică. Da, pe cât pare de simplă, poate avea un răspuns uneori complicat. Eu scriu pentru mine, în primul rând. Poezia mi-are o formă fixă. Poate plictisi într-un fel prin asta, dar îmi place muzicalitatea cuvintelor și de asta aleg rimele în exprimările mele. Uneori chiar încerc să mi le cânt și acum o să vă spun că există câteva poezii de ale mele cântate de către un muzician renumit, Rudy Lovell, sau de către Walter Ghicolescu sau Dan Pantiș, care într-adevăr ne-au făcut minuni prin asta. În epoca asta digitalizării, unele poezii sunt recitate de către Lucian Dumbravă sau alți actori bine cunoscuți, cum este Sebastian Lupu sau doamna Isabela Hasa, ceea ce este un mare plus pentru mine și scrierile mele. În rest, scriu ca să mă deschid. Sau uneori poate scriu chiar să mă închid în mine, în această lume a poeziei, unde îmi place și mereu mă simt confortabil. Au fost câțiva ani în care nu am scris, câțiva ani în care m-am dedicat strict familiei și serviciului, dar am constatat că poezia mă ajută și mereu m-a ajutat, revenind la această dragoste spre vers.
Am scris chiar și un eseu literar, o provocare, într-o antologie, Taina scrisului, unde spun câteva lucruri autobiografice despre mine. În rest, nu cred că m-ar caracteriza proza. Îmi place să cred că o să rămân fidelă mereu poeziei. Da, s-a subliniat în Cenacul Silvania și cantabilitatea versurilor tale. Cum s-a spus că ești un fel de grefier a sentimentelor. Foarte frumos, vă mulțumesc. Cum am spus și eu, n-am întâlnit des o feminitate nefardată a versurilor, ceea ce într-un fel e salutar, pentru că neapărat pentru că femeile scriu mai greu versuri, pentru că e această tot timpul ascundere cumva a sentimentelor mai degrabă decât o deschidere a lor înspre public. Eu te felicit încă o dată și vă mulțumesc. Și cred că ai un drum sau ai putea avea un drum și din această, ce să zic eu, această prietenie cu muzele, cu toate că nu-i tot timpul o prietenie, această relație e de multe ori complicată sau mult prea complicată și satisfacții sunt prea puține, din păcate. Sunt sufletești satisfacțiile, adevăratele satisfacții, da. Sunt acestea. Da. Îmi place să cred că este un drum deschis înspre această lume a versului, în care, cum spuneam, m-ați primit cu căldură și vă mulțumesc. Vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră despre muze, despre frumos, despre plăcut, poate că poezia, cum spunea Lucian Dumbravă, nu e neapărat poezie dacă nu ne spune ceva trist. Și atunci, atingând tristețea, așa, în versuri, poate poetizăm unele stări care nu ne fac neapărat bine, dar prin această împărtășire cu ceilalți, totul devine mai simplu și căldura cu care oamenii întâmpină, regăsindu-se, cred că aici ajunge versul să spună oamenii dacă le-a plăcut sau nu o poezie. Cred că mulți, dacă ne regăsim într-o poezie, spunem că ne place. Dacă nu ne-am regăsit în unele poezii, atunci le-am privit mai indiferent și nu ne-am oprit să citim și următoarea strofă. Așa cred eu. Din păcate, tinerii de astăzi nu sunt prea legați de lectură, de poezie și sunt destul de sigur când spun asta. Poate că această legătură cu muzica, cu muzicalitatea, cu ar putea fi o altă cale să-i atragem și înspre zona asta a frumosului. Și sunt curios chiar ce se va întâmpla în anii ce vin. Din păcate și la Cenaclu Silvania, din păcate, în ultimii ani vin tot mai puțin tineri. Și mă întreb și eu ce se va întâmpla peste 10, peste 15 ani cu noi, când, firește, vom dispărea și noi mai mult sau mai puțin fizic din această lume. Totuși, la primăvara poeziei au fost atâția tineri prezenți și a fost o sărbătoare într-adevăr frumoasă și fastoasă, la care au fost mulți tineri prezenți. Da. Și la festival, de asemenea. Da, dar din păcate eu vorbesc acum tinerii care scriu și care scriu poezie. Și care da. Sunt tot mai puțin, din păcate. Sunt tot mai puțin. Și cred că e o stare generală, deci
Nu se întâmplă lucrul ăsta numai aici. Da, în salari. Din păcate, așa este. Te invit să ne mai citești un poem. Sigur că da, cu drag. Niște noi. Dacă mă vrei întreagă, de ce mi-atingi doar mâna și mă privești serafic? Nu-i gândul tău de sculți? E umbra nopții trasă, așa te ținde mâna pe-a umerilor șale, când din tăcere asculți. Cum că te vreau întreagă, nu-i nicio îndoială, privirea mea se lasă de câte ori revii. În ser târzii, ca asta, mai fac câte o învoială cu sfinți, tocmiți prin fapte să-mi ia din bidivi. Prin abundența asta, de vise în crochiuri, mă pierd pe note joase, ca să plutesc înalt, dacă ți-ai pierde mintea, învinsă de rachiuri, mai săruta în liniști pe brazul celălalt? Te iau cu mine în trenuri care ne duc departe și dacă tu te-ai pierde, eu te-aș găsi oricum. Sărutul ăsta sacru, de fapt, nu se împarte, se întrupează în moarte, iar tu, miroși a fum, vorbindu-mi de plecare, mi-ascund arzând de buze, cu rătăciri de o clipă din care înfloresc. N-ai vrea de nebunie, nebuni să ne acuze pentru ceva ce nouă ni s-ar părea firesc? În răsuciri de suflet, ce dă în pârg să plângă, te recunosc și noaptea și în zile timpurii, chiar dacă toți nebunii vor vrea să ne înfrângă, să nu te temi, iubito, vreodată să-mi scrii. Anca Ioana Iacob Gaidoș, O bluză din tercot, o carte apărută la editura Caiete Silvane în colecția Poesis. O să facem și o lansare, o să vedem în perioada următoare, asta și în funcție de vacanțe, de o să le discutăm astea la momentul potrivit. Da. Aici am încercat să vă oferim o parte din ceea ce scrie Anca Ioana Iacob Gaidoș, cu o invitație să citiți și poezie. O poezie, așa cum spuneam, feminină, o poezie a sentimentelor, așa cum s-a spus pe bună dreptate, o poezie fragilă, firește, așa cum este și autoarea. Mulțumesc. De altfel, adică nu putea să fie altfel. Și cu siguranță o să ne mai întâlnim cu Ioana Gaidoș. Eu îi mulțumesc pentru prezența la această scurtă emisiune. Eu vă mulțumesc. Iar la final te rog încă un poem. Cu drag. Atingeri domoale. E soarele în cârciu, beat până târziu, și luna își retrage tălpile goale, să fie rotundă, așa cum o știu, spre pânte croind atingeri domoale. Pervazul e lat, eu pe coate mă jur, din capăt de cer îngust nealbastru, ca noaptea, când palmele-ți reci abajur, croiau trupul tău neatins și sihastru. Sting focul cu mâna departe de vin, uitată voit în această fereastră, sărută-mă astăzi să nu fim străini și moartea din noi să învie albastră. Mulțumim pentru atenție. La revedere! Mulțumesc!